Phoenix s-a întărit serios în această vară, iar acest lucru s-a văzut în meciul cu medaliata cu bronza sezonului trecut Universitatea IC Marad. Mainesha McKenzie, Christacia Walter, Amanda Frost și Casey Rochelle au făcut ce au vrut cu mingea. Ardencele au revenit în sfertul 3 și s-au distanțat la 9 puncte, 70-61. Finalul a fost însă interzis cardiacilor. Christacia Walter a reușit să egaleze scorul la 75, iar ultimul atac a aparținut oaspetelor. Acestea au ratat o aruncare de 3 puncte, iar Romina Filip a marcat coșul victoriei după ce Amanda Frost irosise o aruncare de 3 puncte. Phoenix s-a impus cu 77-75 și se anunță drept una dintre protagonistele acestui sezon. Echipa gălățeană va întâlni etapa viitoare în deplasare Universitatea Cluj.